Salut și bine ai venit la Limba Germană cu Gerhard. Sunt Gerhard Orban, profesor de limba germană, domiciliat în Republica Moldova și încă un video cu vocea răgușită. Sper că ne înțelegem. Mulțumesc anticipat pentru a mă recomanda mai departe. Am un canal pe YouTube cu mai multe 100 de videouri de specialitate. Sper să fie de folos. Sunt sigur. Acum, care este diferența între werden și become? Problema asta apare în principiu doar la oameni care știu limba engleză, fiindcă în engleză avem verbul to become și to become înseamnă a deveni. Deci, dacă vrem să spunem am devenit medic, spunem verbul werden și nu become. Das heißt, ich bin Arzt geworden. So, what has become of your brother? Ce a devenit de din fratele tău? Nu știu. În germană ar fi was ist eigentlich aus deinem Bruder geworden? Ce a devenit? Ce cu el? Was ist eigentlich aus deinem Bruder geworden? Oh, mein Arzt, mein Bruder ist Arzt geworden. Gut. Acum, bekommen in German înseamnă doar a primi. Wir bekommen heute Besuch. Oder die Kinder bekommen Weihnachtsgeschenk. Deci, dacă știi engleză, ca să scapi de greșeala asta, scrie multe propoziții în engleză, 20 cu become și le traduci în germană cu verb. O să ții minte. Dacă nu știi engleză, folosești aceste expresii sau aceste propoziții și le adaptez. Was ist eigentlich aus deiner Katze geworden? Oder warum bist du kein Ingenieur geworden? Etc. Sper că te-am putut ajuta. Ne vedem la următorul video. Pa, pa!